Schimbă-ți gândurile și atunci viața ți se va schimba. Cu toții percepem lumea prin prisma conștiinței noastre. Cu siguranță ați observat că uneori se întâmplă următorul lucru. Este suficient să vă gândiți la ceva anume și imediat în jur începe să se formeze o nouă realitate, care de cele mai multe ori este întruchipată de gânduri negative. Oamenii au observat de-a lungul timpului că dacă există ceva de ce le este frică, exact acest lucru li se va întâmpla mai târziu. Unul dintre primii care a început să exploreze impactul conștiinței asupra realității a fost Joe Dispenza. Descoperirea cheie pe care a făcut-o a fost următoarea: creierul nostru nu face distincție între experiențele fizice și cele mentale. În termeni simpli, celulele materiei cenușii nu disting evenimentele reale de cele imaginare. Acest lucru înseamnă că, atunci când ne gândim la ceva, creierul percepe acel lucru ca și cum ar fi real. Dispenza a realizat un experiment cu două grupe de persoane, prin care dovedește puterea conștiinței noastre. Persoanele din primul grup au apăsat un mecanism cu arc cu același deget în fiecare zi, timp de o oră. Persoanele din cel de-al doilea grup trebuiau doar să-și imagineze că fac acest lucru. Ca urmare, degetele primului grup au devenit cu 30% mai puternice, iar degetele celui de-al doilea grup cu 22%. Acest efect al practicii pur mentale asupra parametrilor fizici este rezultatul rețelelor neuronale. Astfel, Joe Dispenza a demonstrat că, pentru creier și neuroni, nu există nicio diferență între experiența reală și cea mentală. Așadar, dacă ne vom concentra asupra gândurilor negative, creierul nostru le va percepe ca fiind reale și va provoca schimbări aferente în organism, cum ar fi boală, frică, depresie sau chiar agresivitate. În acest video veți afla 7 moduri de gândire care vă vor schimba viața. Urmăriți acest material până la sfârșit și viața voastră niciodată nu va mai fi la fel. Eu sunt măreț. La început s-ar putea să vă fie greu să credeți în acest lucru și chiar să vă împotriviți. Însă a crede că sunteți o persoană măreață este una dintre cele mai puternice convingeri interioare. Da, sunt șanse ca astăzi să nu te consideri un om măreț, dar dacă îți repeți în fiecare zi "sunt măreț, sunt măreț", într-o zi vei crede cu tărie în acest lucru. Muhammad Ali a arătat cum funcționează această frază. Urmăriți înregistrările de la interviuri și veți observa că obișnuia deseori să repete "sunt un om mare" și a devenit unul dintre cei mai mari sportivi din istoria boxului. Dacă vrei să fii un om mare, atunci spune-o. Nu neglijați nimic din ceea ce vă poate face mare. Eu pot. Încă din fragedă copilărie, multora li se spune că nu sunt capabili de nimic. Li se spune că sunt proști și slabi. Ceea ce nu conștientizează cei care au o astfel de atitudine față de copiii lor este că o astfel de mentalitate insuflată în copilărie ne influențează întreaga noastră viață. Ajungem să nu mai credem în noi înșine și în abilitățile noastre, iar acest lucru duce la lipsa de bucurie din viață și în cele din urmă la depresie. Așadar, fă din "eu pot" un motto al vieții tale și repetă-l în fiecare zi, ori de câte ori poți. Steven Spielberg este considerat unul dintre cei mai mari cineaști ai timpurilor noastre, oferindu-ne filme precum Fălci, Jurassic Park sau Salvați soldatul Ryan. Pare de necrezut, dar a fost exmatriculat de 3 ori de la Școala de Arte Cinematografice a Universității din California de Sud. Spielberg a crezut în el însuși și nu și-a abandonat visul de a face film. A perseverat și astăzi are suficient succes astfel încât, ori de câte ori este nevoie, să doneze bani universității din care a fost odată exmatriculat. Dar tu, te folosești de puterea cuvintelor? Scrie în comentarii care sunt frazele pe care ți le spui în fiecare zi. Ești ceea ce ești din cauza ceea ce îți penetrează mintea. Mă iubesc pentru ceea ce sunt. Iubirea de sine se bazează pe 3 piloni: acceptarea de sine, respectul de sine și îngrijirea de sine. Conștientizați-vă punctele forte și punctele slabe, calitățile și defectele. Învățați să vă recunoașteți greșelile și să vă acceptați trecutul, oricare ar fi fost el.
stabiliți și mențineți niște granițe personale și respectați-vă sistemul de valori, principii și convingeri. Învățați să trăiți în funcție de nevoile și interesele voastre. Dacă nu vă place ceea ce sunteți sau nu vă pasă de voi înșivă, începeți prin a repeta fraza „Mă iubesc pentru ceea ce sunt”. Când un om se iubește și se apreciază pe sine, toți cei din jurul său încep să se îndrepte în mod inconștient către el, să-l aprecieze și chiar să-l iubească. Un om care se iubește pe sine, care își cunoaște întotdeauna valoarea, știe să aibă grijă de confortul și de mediul său. Persoana care se iubește pe sine se descurcă mult mai ușor și mai eficient în orice activitate. Fie că este vorba de îndeplinirea sarcinilor la locul de muncă, de hobby-uri sau chiar de simple treburi casnice. Iubirea de sine îi oferă unei persoane o mare putere fizică și emoțională pentru a o ajuta să se autodepășească și să-și atingă succesul. Iubirea de sine face ca o persoană să fie mai atentă și mai serioasă în ceea ce privește menținerea sănătății sale, să fie mai binevoitoare și mai cumpătată față de ea însăși și față de neajunsurile sale. Dacă nu te iubești suficient pe tine însuți, nu vei putea iubi cu adevărat altă persoană, pentru că vei ajunge să regreți timpul și energia investite în altă persoană și pe care nu le-ai investit întâi în tine. Tot ceea ce mi se întâmplă în viață este spre binele meu. În China, într-o perioadă marcată de războaie interne constante, trăia un simplu țăran, iar singura sa avere era calul pe care l-avea. Într-o zi, calul bătrânului a dispărut. Vecinii s-au adunat, compătimindu-l cu toții pe țăran. Ce tragedie, singurul său cal a dispărut, însă bătrânul a spus doar atât. Depinde de cum privești lucrurile. Ce crezi? Nu a trecut mult timp până când fugarul s-a întors și a adus cu el o întreagă herghelie de cai sălbatici. Vecinii au început să-l felicite pe bătrân pentru norocul său, iar el a repetat, depinde de cum privești lucrurile. Peste un timp, fiul țăranului a căzut și și-a rupt piciorul, în timp ce călărea armăsarul. Ce nenorocire, au spus vecinii. Depinde de cum privești lucrurile, răspunse țăranul. Câteva zile mai târziu, în sat au venit în grabă oficiali și soldați pentru a înrola pe tinerii sănătoși în armată. Fiul țăranului avea piciorul rupt și nu a fost luat. Vecinii s-au bucurat pentru băiat, însă țăranul, ca întotdeauna, a spus, depinde de cum privești lucrurile. Nu evenimentul în sine contează, ci modul în care îl percepem. Nu vei ști niciodată la ce va duce cu adevărat un eșec sau un câștig întâmplător la loto. Nu poți vedea în viitor, dar îți poți controla atitudinea față de prezent. Așadar, de fiecare dată, în orice situație neclară, repetă-ți, tot ceea ce mi se întâmplă în viață este doar spre binele meu. Dacă vrei ca viața să-ți zâmbească, mai întâi tu zâmbește-i vieții. Am un corp sănătos, o minte sănătoasă și un spirit calm. Un corp sănătos începe cu o minte și un spirit sănătos. Toată lumea știe că majoritatea problemelor încep în capul nostru și efectele stresului asupra sănătății sunt majore. Boala este o reflectare a gândurilor noastre. Această teorie este explicată de către medicina psihosomatică, care susține că peste 90% din cauzele reale ale bolilor au origine psihoemoțională. Dacă reușești să te convingi că ești sănătos la trup și la minte, așa va fi. Judecați-vă sănătatea după felul în care vă bucurați de dimineață și de primăvară. Astăzi debordez de energie și de o atitudine pozitivă. O atitudine pozitivă vine din interior și nu este creată de factori și circumstanțe externe. Iar dacă veți începe să gândiți pozitiv, veți avea doar de câștigat, deoarece oamenii cu o gândire pozitivă au mai multe șanse să obțină mult mai repede succesul, să crească în carieră și să atragă mai mulți oameni în cercul lor de prieteni. Oamenii cu o gândire pozitivă cred în puterea lor și realizează mult mai multe decât pesimiștii. Gândirea pozitivă oferă un sentiment de satisfacție în viață. Starea noastră de spirit ia formă în momentul în care ne trezim. Așadar, repetă-ți în fiecare dimineață, astăzi debordez de energie și de o atitudine pozitivă. Nimeni nu-ți poate strica buna dispoziție, până când nu-i lași tu să o facă. Controlează-ți starea de spirit, căci dacă nu se supune, ea poruncește. Eu sunt arhitectul vieții mele. Puteți realiza orice,
dacă vă planificați acțiunile și succesul în avans. Trebuie să vă asumați responsabilitatea pentru viața voastră, responsabilitatea pentru eșecurile voastre. Da, este mai ușor să-ți asumi responsabilitatea pentru reușite și mult mai greu atunci când este vorba de eșecuri. Prin eșec înțelegem toate situațiile în care nu obțineți rezultatele pe care le doriți. Până când nu veți învăța să vă asumați responsabilitatea pentru viața voastră și pentru tot ceea ce se petrece în ea, nu veți putea schimba nimic, nu veți putea să vă gestionați propria viață. Pentru a începe să vă influențați viața, repetați următoarea frază: eu sunt cel care își construiește singur viața. Și asumați-vă responsabilitatea. Doar peștii morți se lasă purtați de curenți. Ei bine, acum știi, gândurile îți influențează viața. Repet aceste fraze în fiecare zi și viața ți se va schimba în bine. Pe curând!